Județul? Olt, te rog, Virgil. Sigur, sigur, Margareta. În Slatina se află prima statuie din țară ridicată în memoria lui Decebal, lui Matei Corvin, Elenei Farago, Ecaterinei Teodoroiu. Am să încerc să nu țin o predică, dar pentru cei dar mai... Dar nu, că-mi plac astea, îmi plac. Pentru cei mai tineri, puțin probabil să fie a lui Decebal și a lui Matei Corvin, personaje istorice dintr-o altă regiune, cel puțin. Elena Farago este autoarea mai multor poezii și este foarte probabil, pentru că era și de acolo, din județ, provenea, ca statuia să fie a Ecaterinei Teodoroiu. Este răspunsul tău final? Da. Ești foarte drăguță și îți spun răspuns corect. Mulțumesc. Bravo, Margareta!